Iată că la granița României au loc aceste evoluții, așadar, în regiunea Kursk există această pătrundere pe teritoriu, există mai multe idei. Blogerii militari ruși, regimul de la Kremlin, susțin că sunt trupele ucrainene. Alții spun că ar fi alți luptători voluntari pentru libertatea Rusiei și că n-ar fi vorba despre ucraineni. Sunt cele două informații. Sau pot fi din ambele părți, pentru că totuși din forțele pe care le-am văzut că le-au dispus aici și din mijloacele militare pe care le-au la dispoziție, nu pot fi numai luptătorii ruși instruiți un pic în Ucraina. Înseamnă că există totuși o operațiune militară, ceva mai amplă, serioasă, care probabil că va mai dura câteva zile, pentru că în acest moment forțele principale sunt aici orientate, dar în partea aceea de nord va trebui ca Rusia să aducă forțe proaspete, forțe puternice și nu începători, așa cum au încercat să țină până în acest moment frontiera. Cu alte cuvinte, lucrurile sunt serioase acolo. Sunt serioase și să nu uităm că în momentul de față armata ucraineană are acceptul mai multor state europene de a folosi armamentul pe teritoriul Rusiei pentru a lovi țintele militare, evident. Sigur, numai că de data aceasta operațiunea fiind terestră este pusă cumva sub semnul întrebării. Este una să am posibilitatea să lovesc anumite obiective militare cu rachete sau, eu știu, cu drone. Alta este să intru pe teritoriul respectiv și, sigur, că la un moment dat mă întâlnesc și cu civili în zona aceasta, ceea ce s-a și întâmplat de altfel și se pare că sunt victime și din rândul civililor. Deci, operațiunea militară a Ucrainei sau a forțelor trimise din zona Ucrainei este o operațiune militară mult mai amplă decât ne imaginăm ca o simplă incursiune de recunoaștere și întoarcere. Practic au deschis un front și discutam în emisiunile dumneavoastră de anul trecut că e posibil ca aici să se deschidă un front în contrapartida frontului deschis de Rusia în zona de nord. Care ar putea fi răspunsul Rusiei, domnule general? Am văzut aceste ședințe convocate de Vladimir Putin să se rezolve problema. Problema, nu știm dacă se va rezolva așa cum dorește Vladimir Putin, dar care va fi reacția lui mai departe de ceea ce am văzut în anunțul său? După părerea mea, trebuie să aibă două reacții rapide. Prima reacție este cea de a împinge înapoi această forță pornită din Ucraina și a restabili cumva granița. Și sigur că Putin va încerca în contrapartidă să lovească mai mult aerian alte puncte strategice din zona ucrainiană, mai ales aici, în zona Harkov și în zona Kursk, pentru că aici se poate deschide încă un front care, la un moment dat, poate să fie în favoarea Ucrainei. Domnule profesor Dungaciu, îl vedeam pe Sergei Șoigu la Teheran în aceste zile. Putin părea preocupat cum s-a